Ioan Lucian Mihalea a fost un talentat și apreciat artist român care, din nefericire, a avut parte de un sfârșit tragic și, în mod sigur, nedemn. A fost cântăreț, compozitor, dirijor, dar și fondator al grupurilor muzicale Song și Minisong. Printre altele, Ioan Lucian Mihalea era cunoscut deopotrivă pentru realizarea anumitor emisiuni la TVR. Ioan Lucian Mihalea s-a născut în data de 15 decembrie 1951 în localitatea Ocnele Mari din județul Vâlcea. Se poate spune că lui datorează în prezent popularitatea Alina Sorescu, Gianina Corondan sau Dana Rogoz, artistele fiindu-i la un moment dat eleve, ca mai apoi să facă parte din corul de copii Minisong. Ba mai mult decât atât, Ioan Lucian Mihalea a reușit să evite o practică des întâlnită în acea perioadă, în breasla sa. Nu a cântat niciodată ode pentru Nicolae Ceaușescu, preferând să evite osanalele și să se concentreze pe muzica cu adevărat curată. În ciuda faptului că anumiți copii din grupurile sale erau ai securiștilor, artistul continua să-și facă treaba și să mizeze pe artă, adică ceea ce știa cel mai bine să facă. Copiii erau, până la urmă, copii. În noaptea de 9 noiembrie 1993, Ioan Lucian Mihalea era ucis în apartamentul său din drumul Taberei de doi indivizi. Inițial s-a bănuit că Florian Gavrilă și Ionel Păun, ucigașii acestuia, ar fi avut ca motiv principal jaful. Ulterior au început să fie vehiculate și alte zvonuri, după cum îți vom povesti în cele ce urmează. Cu 4 ani înainte, adică în 1989, Mihai Larunceanu devenea prima persoană publică de la noi din țară care era omorât într-un mod extrem de violent, tot în apartamentul său, motivul invocat fiind, de asemenea, jaful. Și iată că, în 1993, Ioan Lucian Mihalea ajungea să aibă parte de o soartă similară, în ciuda faptului că, într-o primă instanță, s-a spus că vestitul artist ar fi fost jefuit de cei doi criminali, ulterior s-a vehiculat că, în realitate, adevăratul motiv ar fi cu totul altul. Mai exact, s-a bănuit că, în ciuda faptului că era căsătorit, Mihalea ar fi fost homosexual, iar unul dintre cei doi ar fi fost, la un moment dat, partener. Firește, în lipsa confirmării, această teorie rămâne exact cum o caracterizează și numele. O teorie. În mod absolut evident, România nu era în acea perioadă pregătită pentru un astfel de deznodământ, de vreme ce, în perioada comunismului, însă și mult după aceea, întreținerea de relații sexuale cu o persoană de același sex era considerată a fi o infracțiune. De altfel, comuniștii încercau cu atât ardoare să nege fenomenul homosexualității, încât nu se vorbea despre asta public aproape deloc. Și știi cum se spune, despre ceea ce nu vorbești, nu există. Așadar, homosexualitatea avea statut de perversiune sexuală și era pedepsită crunt prin lege. Anumite relatări susțin că oricine ar fi fost bănuit că ar fi avut o altă orientare sexuală, în afara celei obișnuite și acceptate, era înhățat de securitate, băgat în beci și șters de pe fața pământului. Pur și simplu, la un moment dat, puteai observa că cineva din grupul tău de cunoscuți nu mai este, însă preferai să nu pui prea multe întrebări de frica informatorilor. Informator ar fi putut fi absolut oricine în acea vreme. Securitatea obișnuia să bage la răcoare oameni pentru motive mult mai neîntemeiate decât atât, dar rămite pentru asta. Pentru o mai bună înțelegere a contextului, homosexualitatea a fost dezincriminată abia în anul 2001 de guvernul PSD condus de Adrian Năstase, care a decis abrogarea articolului 200. Ca urmare a acestei decizii, fostul premier s-a ales cu vestita poreclă Bombonel. Așa cum spuneam adineori, nu vom ști niciodată dacă moartea tragică a lui Ioan Lucian Mihalea are sau nu legătură cu subiectul dezbătut, însă au existat voci care au susținut ideea, încercând să explice dispariția absurdă a unui mare artist.